Vorbim despre o situație de aici, din București, absolut incredibilă. Ce a mai fost menționată, să spunem așa, pe aici, pe acolo, însă sunt și procese care, o să vedeți, scot la lumină ceea ce spunea presa la început doar așa, mai pe șoptite. Și anume că totul e blocat în București. Că planurile urbanistice zonale pur și simplu nu sunt aprobate de primarul general al capitalei. Că, de exemplu, planul urbanistic general nu conține, așa, să zicem, vreo 1000 de hectare. Ce s-a întâmplat cu aceste hectare și care este, de fapt, situația? Încercăm să deslușim împreună în această seară și le mulțumesc foarte mult pentru prezență domnilor Paul Racoviță, director general în Inspectoratul de Stat pentru Construcții. Bună seara! Bună seara, domnule Racoviță! Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în fața națiunii. Am văzut și un document ce poartă semnătura dumneavoastră, un document extrem de important, ce face referire la felul în care nu mai funcționează, de fapt, capitala. Explicați-ne, vă rog, de ce putem spune cu subiect și predicat asta. Foarte pe scurt și încerc să nu fiu foarte tehnic. Deci Bucureștiul are astăzi două documentații de urbanism în vigoare, să le spunem. Planul urbanistic general aprobat în decembrie 2000 și acest plan urbanistic zonal, zone protejate, zone construite protejate, aprobat tot în anul 2000. La solicitarea a două ONG-uri, Inspectoratul de Stat în Construcție a efectuat o verificare, o evaluare a acestui plan urbanistic zonal, zone protejate, zone construite protejate. Din nefericire, documentația, e greu să spun ce are. De fapt, nu prea are nimic ca și aviz obligatoriu, ca și element de legalitate. Mai mult, Primăria Generală ne răspunde și nouă și ce? Și prin semnătura arhitectului șef al municipiului București, că, și aici citez, nu deținem documente privitoare la aprobarea acestui plan urbanistic zonal, zone construite protejate. Sunt un pic, adică, domnule director general, deci Primăria Capitalei confirmă că nu știe cum a fost și dacă a fost aprobat acest document pe baza căruia se aprobă nu se aprobă o construcție în București? Autorizații de certificate și autorizații de construire. Și deci ei spun că nu știu? Nu au? La nenumăratele solicitări am cerut Primăriei Capitalei să ne pună la dispoziție documentele acestui PUR zone construite protejate, certificate conform cu originalul, așa cum ar fi trebuit ele să existe în Primăria Capitalei. Primăria Capitalei ne spune că nu deține aceste documente. Bun, adică ele nu există sau nu dorește să le arate Primăria Capitalei? Mi-e greu să vă spun. Răspunsul lor este că nu dețin așa ceva. Și ce efect are această recunoaștere a inexistenței? Păi efectele sunt dezastroase atât vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă procesul de autorizare pe aceste zone, pornind din anul 2000 încoace. Practic, tot ce înseamnă certificat de urbanism și autorizație de construire s-a dat, teoretic discutând în acest moment, fără a avea la bază o documentație legal aprobată, așa cum cere legea. În 23 de ani, adică? Exact. Avocatul Radu Dinulescu se alătură discuției noastre, este președintele Asociației Art Metropolis. Bună seara! Bună seara, domnule Iasu! Care este efectul și, să spunem, în zona economică a tot ceea ce am auzit până în acest moment? Bun, așa cum v-a descris și domnul Racoviță, situația este uluitoare și pentru noi, în calitate de profesioniști ai dreptului, n-am întâlnit niciodată până acum, în 30 ceva de ani, o asemenea situație. Adică ceea ce este foarte grav și aș vrea să se înțeleagă acest lucru, este că aici ne jucăm cu inexistența, nulitatea și eventual falsificarea unor acte normative. Planurile urbanistice, planul urbanistic general, planurile urbanistice zonale și planurile urbanistice zonale de zone protejate, cele care impun limitări oricărui investitor, limitări pentru proiectele publice. Ele au fost publicate încă de acum 15 ani, fără niciun fel de ștampile, nu există niciun fel de avize,
Nu există studii istorice pentru ele, ele cuprind jumătate din suprafața Bucureștiului. Aș vrea să înțelegem cu toții că un plan urbanistic înseamnă probabil cea mai multidisciplinară creație pe care poate să o aibă un legiuitor. Acolo se folosesc urbaniști, arhitecți, specialiști în drept, istorici, specialiști în trafic, ingineri. Nu poate un singur om, cine o fi acela, nu contează, chiar și Nicușor Daniel Dan, să facă de capul lui o regulă generală pentru tot ce înseamnă urbanism și construcție într-un oraș ca București. Rezultatele le vedem cu toții și vi le spun acum în cifre. Anul trecut s-au pierdut peste 100.000 de locuri de muncă în București. Toate sunt cele afectate direct de către cei care lucrau în construcții. Vorbim și de locurile de muncă care se pierd indirect cu tot ce înseamnă partea de companii care lucrau pentru cei care construiau fabrici, hoteluri, case, blocuri și așa mai departe. Vorbim de proiecte publice care s-au pierdut și se pierd în continuare și bani și finanțări europene și finanțări de la Banca Mondială și știți câte v s-au comentat în presă, mă refer la cartierul Justiției, 10 hectare fosta Esplanada în centrul Bucureștiului, mă refer la Spitalul Municipal și altele asemenea, la Spitalul Universitar. Toate aceste lucruri însumează undeva la vreo 10 miliarde de euro din PIB-ul României și probabil undeva la 2 miliarde de euro în ce înseamnă ce descrieți dumneavoastră, domnule avocat, e efectul acestui blocaj generat de faptul că nu mai există în clipa de față norme aplicabile. Acum nu mai avem, trebuie să vă spun că nu mai avem norme, așa cum ați spus dumneavoastră, domnule Ursu, dar mai există ceva. Vechile norme care se dovedesc a fi nule, a fi eventual vădit, falsificate, vă refer la puzurile de zonă protejată, sunt folosite de către Nicușor Dan Daniel în instanță, noi suntem reclamanți în foarte multe litigii cu el, sunt folosite ca un ciomag împotriva celor care vor să construiască și împotriva proiectelor publice ale tuturor. E o chestie absurdă să vezi asta, e ceva de necrezut, dar nu mă mir de altfel, după ani de zile de când mă lupt cu el, că lucrul ăsta vine din partea unui om care a declarat în repetate rânduri de cât este primar general că el reprezintă interesul public și nu legea așa cum știam noi de la școală. Noi știam că într-un stat democratic legea e cea care apără interesul public. El spune nu contează legea, eu sunt legea, adică ne duce spre Kim Jong-un, justificarea, spre Ceaușescu, justificarea, lăsați-l pe Kim Jong-un că n-are treabă. Castro, acolo sunt. Justificarea poate să fie păstrăm cât mai largă zona protejată pentru că vedem ce haos edilitar e în București, cum s-au ridicat așa în ultimii ani clădiri care n-aveau nicio legătură cu arhitectura locului, cu normele de mediu și așa mai departe. Domnule, de trafic, zonele protejate. Domnule, încerc scuze că vreau, dar zonele, știu că n-avem foarte mult timp, dar zonele protejate există. Aș vrea să-l aud și pe domnul Racoviță pe acest subiect, vă rog. Aș vrea doar cuvânt dacă se poate, domnule. Imediat, domnule Dinulescu. Vă rog, domnule Racoviță. Este într-o evaluare în acest moment ale avizelor de arhitect șef emise odată cu 2000 cu aprobare plan urbanistic zone construite protejate. Vă spun că până în anul 2006, spre sfârșitul anului, niciun aviz de arhitect șef Primăria Municipiului București nu face referire la acest spus. Începând cu sfârșitul anului 2006, într-adevăr se face referire în și ce înseamnă asta? Adică traduceți-ne ce înseamnă asta? Delimitarea asta în timp. Practic, 6 ani de zile, aproape 6 ani de zile, Primăria Capitalei a uitat de acest plan urbanistic zonal. Bun. Și atunci ne punem întrebarea, când emitentul de certificat și autorizație este serios? Până în anul 2006 sau după anul 2006? Completarea, domnule Dinulescu, vă rog. Concluzia, scurt. Da, aș vrea să vă spun că în aceste așa zise puzuri de zonă protejată, care vă spuneam, ele trebuie să existe într-un oraș ca București, dar niciun caz făcute de un om la el acasă, în aceste puzuri, el implică, acest Nicușor Dan Daniel, implică niște culori verzi pe care le numește spații verzi.
n-au nicio legătură. Păi ne aducem aminte, de pildă ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu extinderea aripii Spitalului Municipal, unde a văzut o pată verde, exact, domnul Nicușor Dan, și a zis, nu construiți aici. Și aripa aia, pata verde, era heliportul Spitalului Municipal, adică sigur, nu era niciun spațiu verde. Sigur, dar spuneți-mi, sigur, deci, dacă am reținut noi corect, ceea ce subliniază și raportul ISC este așa, nu există baza constituirea acestui plan urbanistic pentru zone protejate, o spune Primăria Capitalei, dar în același timp Primăria Capitalei se folosește în instanță de acest plan despre care spune că nu știe cine l-a făcut și pe ce temei. Asta e concluzia? Am înțeles corect? Asta e concluzia și mai e una. Uitați-vă cum urbanismul, făcut după ureche, impietează și asupra vieții oamenilor. Uitați-vă că toate pârloagele din București de sute de hectare pe care cresc câinii vagabonzi aduc prejudicii oamenilor în mod direct. Terenurile. L-am auzit astăzi în conferința de presă pe acest primar general. Spunea că oamenii nu-și pun garduri la teren, nu-și înțăpuiesc terenurile. Cum ar putea să o facă în secunda în care se duc să iau un certificat de urbanism, li se spune că terenul lor privat e grădina botanică, e zonă verde. Și știți de ce se întâmplă asta? Pentru că el are obligația prin lege să creeze spații verzi și parcuri. Și atunci, ca să nu-și facă, să nu-și satisfacă această obligație, numără terenurile private și le trece ca fiind spații verzi. În aceste condiții, el își îndeplinește respectivul procent de spații verzi. Asta e foarte tare ce spuneți. Când legea delimitează clar că spațiile verzi sunt pe domeniul public. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații, domnilor, și pe